Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În țară, o criză lăsată de izbeliște are toate șansele să se agraveze în loc să treacă. Exact asta s-a întâmplat în România cu criza pandemică. Președintele Iohannis și domnul prim-ministru Câțu au declarat în vară victoria asupra pandemiei. Populația a înțeles că nu mai e nicio problemă, toată lumea s-a relaxat și autoritățile s-au putut întoarce la starea lor obișnuită de indolență și las că merge și așaism. Asta este un concept pe care aș vrea să-l lansăm. E curentul ideologic și cultural profund al administrației publice din România. Este dadaismul combinat cu las că merge și așaismul. Asta este părerea mea. Deci aici suntem, uite rezultatul, sute de morți pe zi acum, sistemul sanitar e sub o presiune incredibilă, un număr uriaș de oameni în suferință, zi de zi, iar soluțiile provizorii prin care se încearcă rezolvarea unor situații ca asta sunt ca degetele vârâte în găurile bărcii care ia apă, adică nepractice și dureroase și te blochează de la alte lucruri. În primăvara trecută, România a cheltuit de repede, cât a putut de repede, pentru diverse spitale modulare, ca să crească cumva rapid capacitatea sistemului sanitar. Dar dacă nu s-a investit însă 30 de ani la rând în spitale noi, degeaba încerci să îngrași sistemul în ajun. Plus că nici în această situație căpușele nu s-au putut abține și au șperțuit și bagiocorit banii publici, știți, sunt diverse dosare pe la DNA. Despre faimosul și nefericitul spital modular de la Lețcani, din Iași am tot vorbit, cumpărat de urgență cu vreo 13 milioane de euro, din bani publici evident, el a funcționat cu sughițuri, mai mult nu decât da, din cauza numeroase deficiențe de proiectare și constructive. Acum de voie de nevoie la Lețcani au fost activate din nou niște paturi la terapie intensivă. Acum sunt internați acolo 48 de pacienți COVID în stare gravă. Doar că ce nu faci bine la momentul potrivit se răzbună când ți-e mai greu. La Lețcani, personalul a înregistrat din senzorii echipamentelor variații mari de temperatură în saloane. În unele saloane, temperatura a coborât la 12 grade Celsius. Temperatura corectă în aceste spații ATI ar trebui să fie 23-24 de grade, dar uite că e frig de îngheț în patul în care ar trebui să te faci bine. În principiu, ce se întâmplă acolo? La Lețcani au fost încă de la început probleme cu sistemul de încălzire. Acum un an el a fost închis tocmai din această cauză, sau și din această cauză. Deci când a apărut informația că temperatura în saloane mai are un pic și ajunge la îngheț, toată lumea a făcut legătura. Deci asta e, sistemul de încălzire praf. Însă ceva mai târziu personalul a explicat că e frig pentru că ușile saloanelor unde sunt internați bolnavi COVID trebuie ținute deschise ca să se ventileze spațiile respective. Știți care e problema? Bolnavi COVID în stare gravă au plămânii afectați și se sufocă. Așa mor. Și așa că au nevoie de un surplus de oxigen ca să poată respira cât de cât. Mai mult oxigen, risc mai mare de incendiu și explozie, cum din păcate știm că s-a întâmplat deja de mai multe ori. Cum rezolv problema? Evident, cu instalații eficiente de ventilație cu presiune negativă, cum se cheamă, adică care să scoată afară aerul saturat cu oxigen, să nu apară probleme. La Lețcani, administratorul spitalului modular susține că aceste sisteme există, dar că ele nu fac față din cauza consumului foarte mare de oxigen. Și de aceea e nevoie să se deschidă și ușile în prag de iarnă. Și că încălzirea nu mai ajută cine știe ce în aceste condiții. Bun, poate că e așa, nu știm, că nu suntem specialiști în instalații de ventilație din secțiile ATI, dar vedeți cum se leagă toate, cum vin de se leagă, mamaie, cum zicea mamaie. Tu, stat, nu faci investiții în sănătate. Iar asta agravează o criză atunci când vine. Din cauza presiunii uriașe, ești nevoit să cumperi urgent, la prețuri cel puțin suspecte, echipamente medicale și să montezi un fel de spitale de campanie, ca la război, pe unde poți. După care dai toate semnalele greșite populației. Când ai ajuns în situația asta de criză, ai niște reacții disperate, măcar încearcă să rezolvi ce ai stricat până acum. Dar din potrivă, dai semnalele greșite populației, pandemia revine în forță, și un asalt de bolnavi care ocupă toate locurile disponibile, ceea ce solicită la maximum și chiar peste limită, nu doar personalul medical, evident, dar și echipamentele cumpărate de urgență la prețuri suspecte, care nu mai fac față. Așa că ajungi în disperare de cauză să ventilezi natural saloanele ATI când e temperatură de îngheț afară. Că dacă ar fi vreme bună afară, ok, e bine să se deschidă geamurile în saloanele de spital, aerul curat, orice medic spune, aerisi spațiile pentru că asta ajută la însănătoșire. Dar când afară sunt 0 grade și alea sunt niște containere,
Și te-ai gândit că poate trebuie să... Sau te-ai gândit că asta va trebui să funcționeze și iarna? Sau nu te-ai gândit? Și uite cum, din cauza indolenței întinse pe ani de zile, ajungi tu, cetățean, să ai de ales între a muri de frig sau a muri sufocat. Asta, desigur, dacă nu e decizia corectă, care este să te vaccinezi, ca să n-ajungi în aceste situații extreme. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.